absurdă neclintire și tăcere, singurătate, deșert, nimic. Aici sunt singur. Eu singur sunt. Eu singur. Ori poate că nu sunt singur. Cine știe ce se află în urma mea? Poate că, de pildă, e ceva sau cineva chiar aici, într-o parte, la o parte, de-o parte. Un nătărău, un necioplit, nestăpânit, un apucat care apucă și... Mai bine să nu mă mișc. Să nu ne mișcăm. Dacă ne-am mișca, s-ar putea să fie gata și el să se miște, să apuce. O, dacă ceva sau cineva ar apărea de undeva. O, iată-l! Iată-l pe Vlad! E Vlad! Henric! Prietene, ce vis urât am visat! Se făcea cu un monstru, mă urmărea, iar eu încercam să fug, dar nu izbuteam. Tocana la cină cade greu, câteodată visez urât și eu. Dar tu ești măcar o făptură din carne și oase. Ori poate că și tu, în vis, mi te arăți. De unde ai apărut? Știu eu. Vlad, dragul meu, de ce ești atât de trist? Dar tu? De ce ești atât de trist? Cu noi s-a petrecut ceva ciudat. Oare unde ne aflăm? Mă tem că tărâmul ăsta e blestemat și că suntem blestemați și noi. O, Doamne, Doamne, Dumnezeule, Doamne! De ce-l invoci pe Dumnezeu când mai ai pe mine? Vezi doar că sunt la fel ca tine, la naiba cu coșmarele fioroase, când amândoi suntem din carne și din oase. Eu sunt ca tine și tu ești ca mine. Mă bucur că te-ai evit. Când suntem împreună, totul arată altfel. Dar oare unde ne aflăm? Mi se pare că totuși ne aflăm pe undeva. Uite, acolo, acolo apare ceva. Noi suntem undeva. Undeva ne aflăm. Dar unde anume? Și asta ce? O cărciumă. Ba nu. Pereții, masa, conacul nostru. Și totuși o cărciumă. Pe cuvântul meu, odaia asta parcă o cunosc. Seamănă puțin cu sufrageria voastră din Malozițe, în Podolie. Seamănă și nu prea. Uite pendula! Uite și bufetul! Iar acolo sus, odaia mea, când venim la voi în vacanță. Așa e, da. Noi nu ne aflăm la Malozițe, ci în nordul Franței, pe linia frontului. Iar dacă ne aflăm aici, nu putem fi dincolo. Odaia asta este deghizată și totul este anormal. Nu te prosti, nu complica fără niciun rost. Ce-ți pasă că e ceva anormal dacă noi doi suntem normali? Uite, scaunele astea sunt reale, din lemn. Iată și un bufet. Sigur vom găsi ceva de mâncare. Acum, pe data. Dar de ce nu vine nimeni? Ei! Nu țipa! Așteaptă mai bine, nu striga! De ce n-a striga? Ei! Ei! E cineva aici? Muritați toți! În sfârșit, iată pe cineva! Mă scuzați, vă rog! Mi se pare că aici este un restaurant. Un restaurant, nu-i așa? Și ce-i cu asta? Ceva de mâncare, ne dați? Vă dau! Dar fără să te spați! Glasul mi se pare cunoscut. Seamănă mult cu al tatălui tău. Pe cuvântul meu că e chiar el. Deși știu și eu. Dacă ar fi tatăl meu, ne-ar recunoaște, nu crezi? Nu, nu e tatăl meu. Hai să stăm jos. E un han aici, nu-i așa? Se poate deci nopta? Da, putut se poate. Închiriem și camere. L-ar trebui cu delicatețe, așa se cuvine, cu respect și considerație, cu politețe. Oi, bubulatreștele și fără gălăgie, ficola nu o să îndemn din aia, noi n-avem niciun amestec. Este mama ta?
Așa s-ar părea, dar n-am nicio certitudine în această mare confuzie pe care eu o voi clarifica. Apropiați-vă! Apropiați-vă, vă spun, mai aproape! Apropiați-vă mai repede, cât vă chem cu binele. Că dacă pregetați și nu vă apropiați, atunci chiar eu mă voi apropia și dacă eu mă voi apropia, te vei apropia și tu. Mă simt de parcă aș pescui cu undița. Dar de ce-o fi atâta liniște? Tatăl meu din tenebre se ivește atât de metamorfozat de nu-l pot recunoaște și tace. Tace până într-atât încât nu vorbesc decât eu, mereu. Eu vorbesc și drept urmare mă preschimb într-un soi de preot al tatălui meu. Ei, dar uite, măicuța mea apare, parcă e o corabie în zare. Ba nu, ea nu seamănă cu mama mea. Ce straniu îmi sună vocea. Mai bine ar fi de ea aș lăsa. Doar asta îmi cer și ei, să-i las în pace. Și dacă n-or fi ei? Ba, ei sunt. O știu foarte bine că sunt ei. Vorbește-le simplu de tot, Henrik. Simplu de tot nu le pot vorbi. Este ceva solemn și tainic în ceea ce se întâmplă. De parcă s-ar oficia o slujbă. Nu, aici nu-i nimeni. Doar eu. Sunt singur, cu totul și cu totul singur. O plâns. Da, lacrimile îmi curg fiindcă sunt singur. Nu spune asta. De ce spui asemenea lucruri? Dacă totuși sunt părinții mei, atunci trebuie cumva să mă apropii de ei, să le vorbesc. Tată, mamă, taică, măicuță, sunt eu, Henrik. M-am înapoiat de la război. Bătrână, vezi parcă e Henrik. E Henrik! Iisuse! Au vorbit! Vreau să îmbrăjie care să-mi tălmăcească, că o să se ivească al meu fecioraș. Ia priviți la el, rupt, parcă-i din soare. Și perechenarea olică, Doamne, cum nu l-am văzut, nu l-am cunoscut, bătrâne zăludă. Mi-a fost soarta crudă de atâtea jale și de întristare. Lacrimea a vărsat până mi-a secat lacrimilor izbor și lumina ochilor. Dar era venit. Nu ne-a ocolit, stă în fața mea mândru ca o stea. Feciorașul meu e bărbat, s-a de aleluia, aleluia, aleluia. Ia vină încoace să te strâng în brațe, soarele, lumina, comoara mea, 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 mea. Vino să te îmbrățișez! Da, da, să ne îmbrățiș. Fiu, nefiu, soră să mai mare. Bineînțeles că ne ești fiu. Dar cine poate să știe ce s-a întâmplat cu fiul nostru în atâta mari de ani? Poftim de vezi, nici una, nici două, să te îmbrățișeze! Eu n-am să permit nici un fel de familiarități, pentru că din ele nu te alegi decât cu porcare și cu ticăloșii. Ajuns să te plesnească peste bot, ori și mai și, fără respect și fără cuvință, nu le arde decât de căpelniță! Și-au pierdut mințile, se vede, în acești ani lungi și cumpliți. Păcat, dar nu avem ce-i face. Lumea e plină de smintiți. Lumea e plină de smintiți. La bol, dezastre, suferinți, n-au rezistat jumate din părinți. O știu și eu. Am tot văzut și cunoscut. La fel și eu. Trebuie totuși să mă înțeleg cu ei. Chiar că nu v-am recunoscut la început. Nici noi. Nu v-am recunoscut pentru că nu mă așteptam. Dar n-are a face, n-are nicio importanță. Eh, și cum ziceți că o duceți? Așa, așa, așa. Dar tu? Tot așa. Da, da. Da. Ei, și ce facem acum? Nu putem sta astfel, fără să facem nimic. Aș mânca ceva. Uite, mi-ești bine.
Noi aici, toca, 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 toca. Unde mi-e capul? Bineînțeles că trebuie să îmbucăm ceva, da? Cum nu? Numai decât pregătesc, numai decât într-o zi de sărbătoare ca asta, când s-a înapoiat Henric! S-a găsit ceva să punem pe masă. În numele tatălui și al fiului, în numele mamei și al fiului, poftește fiule la masa noastră, dar nu oricum. Masa e acolo, noi suntem aici. Dă-mi brațul, fiule, iar ție, bătrâno, să-ți dea brațul tinerelul ăsta, întrucât așa e dat la naloi de când lumea. Amin. Acum să mergem. Hai! Mi-aduc aminte cum odinioară de pari părintele la braț mă conducea spre masa plină cu bucate unde toată lumea sporovăia. Atunci, domnilor, la masă când ne așezam față de masă de albă ce era sclipta, iar clopotele sunau parcă mai avan ciorba de fasole când o sorbeam. Alaiul acesta este cam confuz. Nu știu, pe tata eu îl conduc, ori el mă duce. Și întâlnirea noastră stranie îmi pare, dar mă supun atmosferei generale. O, da, trebuie să te supui atmosferei generale. Oricine să se acorde cu oricare. Și atunci va izbucni concertul cel mare. Vă izbucni concertul cel mare. Oricine să se acorde cu oricare. Și atunci... O, da, să te supui atmosferei generale. Ciudat. Nu e ciudat. Foarte ciudat. Foarte, foarte ciudat. Iartă-mă, Harry și tu, Vlad, la fel pentru prânzul acesta modest. Facem și noi ce putem. Eu cerbă de burtă din intestine de ca și mate de pisică. Taci, femeie! Țineți mâna! Că nu despre asta e vorba. Desigur, Harry, ne aflăm cam constrânși de împrejurări în această cârciumă, cârciumărească, cârciumărită de cârciumar, cârciumărind cârciuma. Dar vezi tu, ai zbucnit o furtună, un viscol a viscolit drumurile și n-a mai rămas nimic decât pustiu, hârtoape și vârtejuri. Vâșu, vâșu, vâșu. Să zicem că au nebunit, dar... Nu au cum să fie nebunit, pentru că ei nu sunt, iar eu visez. Și cea mai bună dovadă că ei nu sunt este faptul că pot spune de față cu ei că ei nu sunt, ci există doar în capul meu. Tot timpul nu vorbesc decât cu mine însumi. Mama, tata, ce chinuitoare sunt asemenea vise. Mama, tata, de parcă n-aș avea destule griji. Mama, tata, credeam că au murit de mult. Dar nu numai că n-au murit, ci iată că mi se mai și arată. Cinstire și dragoste îi datorează fiul tatălui său și din veacul veacurilor tatăl este sfânt și sfințit în fața fiului său, care le îi se închină cu smerenie de spaima pedepsii veșnici. Eu sunt fiul războiului! Cine ridică brațul mișelesc asupra tatălui său? Acela săvârșește o faptă atât de grozavă, de ticăloasă, de crâncene, de drăcească și de diavolească, neomenească, încât... Din generație în generație, cu țipăt cumplit și gemete jalnice, închinuri și rușine, osândit de Dumnezeu și de natură, blestemat, alungat, părăsit, fugărit. Ha, 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 ha. Pe vremuri îmi plăcea ciorba de burtă. Că bine zici, cu vorbele astea mă convingi. Chiar așa, dar nu despre asta e vorba. Nu despre asta e vorba, ci despre altceva. La naiba nu știu cum și în ce fel este, dar e o poveste grozav de obositoare. Pentru că e întortocheată, mă înțelegi? Pecetluită, încătușată și mascată.
Dar mi se pare că mai este ești cineva în afară de noi. Am să privesc, mă lămuresc și mă dumiresc. Fata asta, cine e? O servitoare, o slujnică, o slugă, Emania, doar resturile de mâncare și mezelurile de pisică de pe fereastră. Apropo, deoarece stăm și sporovăim așa despre toate, cunoscuții noștri mai sunt în viață? Unii dintre ei. Dar spuneți-mi, tare aș fi curios să aflu, ce s-a întâmplat cu Mania, trebuie să o știți, cu Mania, fiica doctorului Piglovski. Venea pe aici în vacanță, mă întâlneam cu ea pe aici. Mezelurile nu-s acolo! Oh, îl-o fi șparlit careva! Nu sunt nici pe fereastră! Cum te cheamă? Mania! Mania! E o fată de serviciu, Henic. Am tocmit o cafată la toate. E o fată bună la toate. Îi servește pe oase. Servește la diferite servicii, Mania. 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 Tu ce crezi? Știu și eu. Știu și eu. Iar eu știu sigur. Dacă e ea, de ce nu spune? Doar nu ne-a uitat. Vorbește-i tu. Ba nu. Cum să-i vorbesc? Și ce să-i spun când nu mai este, ci doar a fost? Nu are niciun rost. Un tată am avut, om venerabil, și o mamă, ba chiar și o logotnică, iar acum tatăl meu închis e parcă într-un turn. Mama e rătăcită, iar logodnica de-o slujnică e înghițită, oprimată și asasinată de-o slujnică pentru întotdeauna încarcerată într-o slujnică. Ce porcărie, ce josnicie, ce mișelie! Și totuși iată că mie nici nu-mi pasă. Cu câtă ușurință spun, îmi e tot una. Și mie tot așa. Nu știu deloc cum să mă port cu o logodnică devenită slujnică, fată la toate. Nu-i mare lucru? Nu-i mare lucru, că bine zici. În tot ce s-a petrecut, acesta e doar un amănunt. Un amănunt. Milioane de fete au pățit la fel. Chiar așa, milioane de logodnici sunt la fel ca mine în aceeași situație. În lumea toată. Fiul acasă s-a înapoiat. Nimic din ce-a fost n-a mai aflat. Casa nu-i casă, fiul nu-i fiu. Toate s-au dus. E prea târziu. Lăsați amintirile. N-au niciun rost. Uitați tot ce-a fost. Aici am stat cu ea. Și stau din nou acum. Dar la ce bun, când totul s-a sfârșit, s-a isprăvit. S-a preschimbat în alt ceva. Iar mâine va fi iar altceva. Vezi acest scaun? Aici cu ea am stat în acea seară de neuitat. Mama aici ședea, iar tatăl meu ședea colea. La fel atunci cu toți am stat în seara aceea de neuitat, ultima seară. Vă amintiți? Îmi amintesc, vai, nu am uitat acea seară de neuitat, ultima oară când aici ședeam la cină și lapte acru beam. Eu ședeam aici. Iar eu aici, pe acest scaun ședeam. Priveam pe fereastră afară și ziceam, vai ce de-a muști! Acum mi-l amintesc pe toate. Iar eu aici. Și ungeam untul pe tartine. Ea ședea aici, lângă mine, și ungea untul pe tartine. De ce nu stai? Stai jos! Ungeam untul pe tartine și am spus, vecina stăruie să-i dăm seringa. Vă amintiți cine ce-a spus în continuare? Eu. Parcă am spus ceva, dar am uitat. Ce? Tu n-ai memorie, dar eu știu. Da, ai spus așa, mâneca. Nimic alta decât mâneca, deoarece el a atins cu brațul salatier. Exact, exact, pionara mea. Am spus mâneca.
Ai o memorie nemaipomenită. Eu atunci am bătut darabana cu degetele în masă și am spus: peste 3 luni ne cununăm. Așa a vorbit. Aceste vorbe le-a rostit băiatul meu, mândrețe mea. Iar eu am pus jos ceașca și am grăit: ce spui, Henric? Ce ai zis? V-ați și logodit? A, nu, nu, nu. Mai întâi ți-am cerut zahărul. Dă-mi zaharnița. Da, da. Iar eu am zis să le fie de bine. Nu plânge, mama, mai degrabă dă-ne ceva de băut. Sunteți cam tineri, dar fie. Iar ea, ce s-a mai fustăcit? A roșit ca o floare de mac de rușine. Atunci și ea a dat să spună ceva. A dat să spună, dar n-a mai spus. Și cununia noastră s-a dus. S-a isprăvit cu ea. S-a zis. Iar ea nici să se apropie nu vrea. Stă după sobă pitită și nici nu vorbește. Mâhnită. Stingher mă lasă. Pustiu. Chiar de așa. Hai, nu stați. Tot înainte îi dați. Înainte! Fie să fie, dracu s-o ia. De ce? Nu este nimic de făcut. E o nepoată de slujnică. Păi dacă e slujnică, e slujnică. Bineînțeles că dacă e slujnică, e slujnică. Nu e rău deloc. Băi, chiar drăguț. De drăguță e drăguță. O fi dormind aici? Aici doarme? Aș bea un ceai. Psst, psst. Manea. Psst, psst, psst. Ce cu acest pst? Ia vezi, nu admit niciun fel de pst. Dacă cineva are nevoie de ceva să mă spună mie, nu admit necuvințele. Aici nu-i creșmă. Ați văzut? Ia și ea apucat mare necas cu acest vagabond. Cu acești scoate goale, toți vor să pipăie. Oricare vrea să pipăie mereu, într-una. Și necuntenit să mângâie, să înghesuie, să pipăie. De aici ne lege cu scandal, nu vreau scandal. Ignațiu! Fără frumos, fără scandal. Apărește de Ignațiu! Nu admit nicio porcărie cu această poarcă porcoasă de porc. Uite-te la el cum se alidează. Porc. Mania! Porc! Poftim afară! Afară! Cu ce vrei de dai buza peste noi? Ești bă! Bețivule! Mania! Dă-mi friptura de porc! Îți aduc eu! Mania, porc? Îți aduc eu! Mania! Să-mi aduci niște porc! Mania, porca! Porc din porc! Porcărie! Iisus, Sfântă Fecioară! Porc! Ce timp cu această porcărie? Ieși afară! O sticlă de amărui! Ieși afară! O sticlă de amărui! Iisuse Sfântă Fecioară! O sticlă de porc amărui! Domnilor, vă rog, fiți mai înțelegători! E noapte, e târziu! Mania, încuie ușa! Arachiu, pileală, vodcă, udeală, aghismâială! Cârnați, friptură, afumătură! Mania, friptură de porc! Mania și castraveți mureți! Mania, să vină cârnate, afumați! Nu ne-a mai dat nimic! Mania, bătem cu ați să zic ceva la ureche! Nu te du! Dacă zgura, eu chem pe ospătăriță, ea n-are dreptul să mă refuze, mă auzi, moșule, că dacă te pui cu mine odată, îmi iau o bânjă și te izbezi la mir! Acușica, ne iertați! Mania, adu la masă! Ha, moare de frică! Moare de frică! De ce? În rânduri valiniați? Haide! Orși! 1, 2, 1, 2! Gică mică, oul gică, de viroșa deșertat și-o fedică, fără frică, pe gurița săruta. Hei! Tace, porcă! Mare de frică, îți ții inima de frică, ai intrat groaza în el blestemat. Ori să te lovească, ori să te stâlcească în bătaie. Dar la zrăcina dragului, ce l-aș mai bate, dar nu se poate. Are o față prea nemișcată, iar dacă e nemișcată, se ține într-un fir de ață. Oricilor, e mai de voi de vă apropiați, de mă atinge careva, ceva cumplit se va întâmpla, precum vă zic.
plâns, nenorociri, torturi, lumea toată din încheieturi, cu trosnet se va despica și iadul își va revărsa ororile. Pentru că pe mine, nu e voie nouă, nu e voie să mă atingă nimeni. Eu sunt intangibil, intangibil și o să vă blestem. Du-te, bre, că voi fi vreun rege. Alal, să-i fie ce mai rege, iar eu îl voi atinge zău cu acest dește al meu. Nu-i așa, domnișoară Mania? Pleacă, alminte am să te blestem. Stați pe loc! Nu știu deloc cum să mă comport. Ah, Vlad, dar s-ar părea că trebuie să mă comport cumva. Iartă-mă că-ți vorbesc atât de artificial, dar tot ce se petrece aici este artificial. Ce mare lucru! Ce-ți pasă că-i totul artificial când tu ești natural? Sunt natural. Și natural eu vreau să fiu, iar nu solemn. Dar cum solemn să nu fiu aș putea când glasul meu răsună așa? O tăcere cumplită. E atâta liniște încât parcă aud sunând în mine și când vorbesc ciudat îmi pare să-mi aud glasul rostit cu voce tare. Dar și dacă aș tăcea, tăcerea-mi la fel de straniu ar suna. Prin urmare, ce să fac? Să zicem că m-aș așeza pe acest scaun și m-aș apuca să râd, să cânt și să glumesc, să dau din mâini, să povestesc. Ba nu, nu e cu neputință. Acum toate se preschimbă într-un soi de incantație. Pentru că voi nu sunteți aici de față, iar eu sunt singur, singur de tot. Dacă sunt singur și vorbesc, deci nimănui nu mă adresez, nu pot fi decât artificial. Ce să fac? Să stau? Nu. Să mă plimb? N-ar avea niciun rost. Să mă comport de parcă n-aș avea cu toate acestea nimic în comun? Iar nu se poate. Oare ce se face în asemenea împrejurări? Să îngenunchez. Îmi dă prin gând să îngenunchez. Firește ar fi ceva cam fără noimă și totuși ceva îmi dă ghes să îngenunchez. Nu e nimeni aici. Ieși. În fața lui m-am prosternat. Încercați acum să înlăturați a mea prosternare, să o evitați, ori să o eliminați. Lovește-l, bețivule! Eu stau în fața lui îngenunchiat. Lovește-l! Regele! El, tatăl, e regele! Regele! Regele? Regele! Cum adică? Regele! Regele! E chiar regele! Fiule, îți mulțumesc. Omagiul tău îl primesc. Tare mai eram însetat de onoruri. Ce cu mascara asta? Regele! Demnitar! Ai demnității mele? Binevoiți să vă închina cu o smerită închinăciune fiului meu, principele Henric, care s-a înapoiat într-un război îndepărtat. Ce cu aiureala asta? Iată-l pe fiul meu, sămânța mea, stirpea și urmașul meu, care la din aur m-a izbăvit de porcul porcin. Bețivul ăsta, ce la sa haină pornire și de trepnică beție, cu pismașă îndârjire, s-a năpustit asupra mea și a persoanei mele intangibile, vrând să mă atingă cu deștul pe mine, pe mine. Deștul înfipt în pieptul meu, persoana mea intangibile, pe care nimeni nu o poate atinge pentru că nu e permis, e interzis nimeni. Dar de-acum s-a zis cu atinsul, cu deștul în pieptul meu, s-a zis cu grozăvitul, cu gânfatul, cu scăipatul, pentru că e
e Henrik. Henrik! Henrik al meu! Oh, Henrik, devine tot mai stupid din ce în ce! Încenunchează, Henrik, încenunchează. Pentru ce? În genunchi, Henrik! În genunchi, în genunchi. Am să îngenunchez eu. Să îngenuncheze toți! Nu să stau în picioare doar eu singur. Naiba știe ce se petrece aici. Eu stau în genunchi în fața lui și el în fața mea. Curată mai muțăreală. Măscărici! E dezgustător! Mă leg, părintele meu, regele meu, să-ți dărui dragoste și cinstire. Mă leg, părintele meu, regele meu, să-ți dărui dragoste și cinstire. Face legământ în fața lui Dumnezeu, dar e ca și cum eu m-aș lega față de el. Mi s-a urât! Henrik, Henrik, tatăl meu, carele, eu sunt cu tine. Nu te voi părăsi, părinte al meu, iar tu, în schimb, ai să mi-o dai îndărât pe fata mea, dragostea mea, amin, 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 ca totul să se facă, să se petreacă, după cuvință, așa cum se cuvine. Și tot îndrugă, vorbește în șoaptă cu Dumnezeu sau îmi șoptește mie la ureche? Logodnica mea, îndărât mă vei da. Logodnica mea, îndărât mi-o vei da? Și mă vei cununa. Mă vei cununa? Îmi vei hărăzi o cununie cuvincioasă, o cununie cinstită, cum au fost toate întotdeauna în neamul nostru. La fel ca odinioară, la fel ca în vremurile de altă dată, ai să mă cununi cu o fecioară curată și neîntinată, cu iubita mea cinstită și neprihănită. Ai să mă cununi după cuvință. O cununie? Cununie! Cununie! O cununie? Cununie! Cununie! O cununie! În numele Tatălui și al Fiului, vedeți acea copilă care... slugă a fi și a se numi pare. Nu-i târfă și nici slugă nu-i. E o copilă de neam, castă și sfielnică, răpită de acești derbedei, de acești pui de lele, pângărită, siluită și mânjită. Tu! Spre baciocăra lumii și ocara lui Dumnezeu, trăznii iar porcii. Dar ea nu-i porc. Un alt la vechea ei demnitate și cer să fie respectată așa precum mă cinstiți pe mine și prea sfânta fecioară, cea fără de pricană, în numele Tatălui și al Fiului. E doar un vis, e doar un vis, nimic altceva decât un vis. Logodnica lui, logodnica mea, a mea, a lui, a mea. E doar un vis, poate nițel cam naiv, dar puțin îmi pasă. Firește! Ce-ți pasă că e doar un vis, dacă-ți face plăcere? Uite cum a roșit! S-a roșinat! Hai, lasă, Henrik! Ridică privirile! Ridică privirile! De ce? Pentru că mâine are loc cununia. Dar eu nu pricep! Ștăt! Că doar n-ai să te destrăbălesc cu o târfă într-o cocină când poți să te însori cu o fată cu minte. În familia noastră totdeauna au fost căsătorii cuvincioase. Eu cu maică ta m-am cum la cinstit. Tot astfel se cade să faci tu. Hai să vezi, Henrik, toate vor fi bune. Îți mulțumesc, fiule, pentru dragostea ce mi-o arăți. În curând se va oficia cununia voastră și astfel bucuria mea și-o mamei tale, soția mea, va fi de plină. Iar cele ce au fost cândva, acum sunt uitate, s-au risipit, au pierit, nici că au fost, nici că nu sunt, nici... Aleluia! Decât acest alai de umbre înșelătoare, un mai ridicol marș, când văzut azoare, și totuși mi-e făptura scaldată în lumină, când el spre fata ce-am iubit mă-ndrumă. După atâta chin și suferință, inima de mamă în sfârșit se bucura! Pe sigur! Stați, stați, stați!
luați aici, iată, prindeți-l, arestați-l la temniță cu el, după grat în fundul ochii, să zacă acest Mișel. Să poți desluși înțelesul visului. Iată-l pe tată. Eu sunt Henric. Ne pregătim de cununie. Ce fel de cununie? Cine are să oficieze? Unde și cum? Cine? Episcopul. L-am poftit pe episcop ca totul să se petreacă după rânduială. Le-am chipzuit eu bine pe toate. Câteodată mi se par toate cu tâlc. Și câteodată că... Henric! Vrei să nu mă tădezi că de trădător nu ducem lipsă pe aici. Nu mă face de râsul lumii, Henric, te rog, fiindcă pe aici bântuie trădarea, trădarea, trădarea. Nu-mi cunosc propriile mele sentimente. Iată-mă, tată! Henric! Oh, Henric! Fiule, trecem la oficierea cununiei tale. Peste o clipă, cortegiul virginal o va aduce pe fecioara cu care te vei însoți. Amin? Amin! 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 Iată o declarație însemnată și înălțătoare. Amin! E o declarație prostească și caragioasă. Cununia va fi oficiată numai decât. Trebuie să fie oficiată pentru că așa am poruncit. Așa am declarat. Iar dacă cineva ar vrea să împiedice oficierea, afară cu el! Afară cu voi, câinilor, ticăloșilor, afară! După cum știți, domnilor consilieri, nu lipsesc bețivii porci. De porcăiții, bălăcăriții, care m-au mai atacat și au încercat să aducă atingere persoanei mele. O, Doamne Iisuse! Cu toate că eu sunt rege. O, Doamne Iisuse! Deși sunt intangibil. O, Doamne Iisuse! Vai, șamar, un cumplit sacrilegiu și o îngrozitoare blasfemie de neiertat și de nesuportat. Și pe deasupra se pare că porcul acela de bețivan porcesc s-a smuls din lanțuri și a luat-o la sănătoasa, pentru că străjile s-au îmbătat. Cancelarule al cancelariei mele, dă ordin să închidă poarta și străjile să stea straje, pentru că nu se știe ce se poate întâmpla când ai de-a face cu bețivi. Dă poruncă să zăvărească poarta! Ah! De asta nu se poate. Ce? De ce nu se poate? Iartă-mă, prealuminate, iartă-mă, dar asta nu se poate. Nu poți să vărâi poarta în fața oricărui bețivan, pentru că asta ar însemna că înălțimea ta se teme de fietecine. Iar acest gând e de negândit, întrucât ar dăuna majestății înălțimii tale, iar înălțimea ta... Nu poți dăuna majestății înălțimii tale. Bine zis! Cum? Da, am spus doar așa, pentru că porcul ăsta de bețivan și-a la nasul la purtare. Dar dacă nu se poate, nu se poate. Porților, numai să nu treceți măsura. Știu eu bine ce puteți, știu eu bine ce puneți la cale. Nu am nevoie de asemenea tertipuri, pentru că ceremonia atât... va fi destrălucită, demnă, majestoasă și cinstită, încât împotriva splendidei sale majestăți, niciun derbedeu nu va cuteza mâna a o ridica. Sunați de întrâmbiți! Sunați! Căci fiul meu, spre slava tatălui său, se va căsători
și bârlăcia o va părăsi. În baza înaltului meu act regal, cel mai de seamă act statal, înainte, înainte, dați tot înainte! Înainte, înainte, dați tot înainte! Stați, așteptați! Mai înainte trebuie să chipsuim cum să facem ca să izbândim. Unde e mantaua de ceremonie? Îmbrăcați-l pe fiul meu cu mantaua de ceremonie, cu pălăria de mare principe și încingeți-l cu spada cea sfântă. Amin! Bine gândit! Ce mai prostie în pălărie! Acest tânăr nobil, astfel îmbrăcat, va arăta mândru și plin de fapt. Va arăta comi și prostește, dar asta îl privește. Henrik, îmbracă-te. Să pun asta pe mine? A, tu erai? Da, eu sunt. Vlad, cine ești? Vreau să zic, ce ești? Am fost repartizat în slujba ta, principe. Mă simt stânjenit. Sunt stânjenit. Dă-mi pălăria. Arăt ciudat, nu-i așa? Încinge-mă cu sfânta spadă. E o farsă, dar nu-mi pasă. Important este că o să-mi fie soață. Bineînțeles că nu-ți pasă. Important e că o să-ți fie soață. Împrejurărilor eu mă supun, dar să nu-ți închipui cumva că iau în serios astă dandana. Sunt curios ce o să iasă și de nimic alta nu-mi pasă dacă mă pot distra. Firește, mai plăcut e să te veselești decât să te plictisești. Așa e. Ba iasă, măscărici. Smintit. Gura, tăcere! Nu dau cuvântul nimănui. Dau cuvântul fiului meu să vorbească el. Henrik, zi ceva. Ce vrei să spun? Henrik, vorbește odată, dar pentru numele lui Dumnezeu, zi ceva deștept, ceva cum ești. Tăcere, porcilor! O să vedeți voi cum are să vorbească fiul meu. Abia atunci o să vă dați seama unde vă aflați și cu cine stați de vorbă. Vă învață el minte, zi odată, Henrik. Dar să fie bine cumpănit ce spui cu chipzuială, calminter. Calminter ce? Ei atât așteaptă. Va vorbi prostește, fiindcă are o mutră de nătărău. Bare să rostească vorbe înțelepte. Uite la el ce isteț pare. Cu adevărat, nu știu ce să vă spun. Dar îndată voi afla ce-am spus. Grozavă idee! Tâmpită idee! Sunt prost și totuși trebuie să vorbesc cu înțelepciune. Cuvântul meu se încarcă de o ciudată forță când singur eu aici vă vorbesc. Dar ce pot oare să vă spun? Dacă voi vorbi înțelepțește, va fi totuși prostește, pentru că sunt un prost. Iar dacă voi vorbi prostește, dacă nu voi izbuti să mă mențin la înălțimea acestei majestăți, această majestate se va rostogoli în jos la nivelul farsei mele. Nu sunt în stare să scornesc ceva deștept. Doar gânduri fără noimă în minte îmi răsar și vorbe la fel de mărginite. Stați! Acum știu ce vreau să vă spun. Eu demnitate n-am. E mult de când am irosit-o. Dar tatăl meu la o nouă demnitate m-a înălțat și am devenit astfel mai demn și mai înțelept decât sunt de fapt. Noua demnitate o primesc și declar că doresc o cununie plină de har și măreție. Mireasa, unde mi-e? Să vină. Haide să înceapă o dată nunta. Începem. În familia noastră au avut loc doar nunți pline de bunăvoință. Nu plângi, mamă. Veniți aici amândoi. A plecat scapetele. Acum o să vă cununăm în numele Tatălui și al Fiului. Îngenuncheați. Și trâmbițele să sune. Druștele să ridice treina rochiei. Cancelarule, dăm sceptrul și puneți-mi pe cap coroana. În numele Tatălui și al Fiului, iar acum sfinția sa o să le lege mâinile cu stola ca semn că i-a unit și că s-a săvârșit cununia de nezruncinat
atât puternică și indestructibilă sub puterea majestății noastre. Tunați, strâmbițe! Dați-mi cu acestă la sfântă și în genunchi. Oh. Iisuse, sfântă Fecioară Maria, ajutor, oameni buni, așa să fie, așa va fi. Aceasta e decizia mea, e voia mea. Trădare! Vesemul iar! Ce? Nimic, eu doar așa, știi, așa. Să fie întrebat omul acesta ce caut aici și să fie dat afară din această sală. O sticlă de vodcă, un litru, o vișinată și scrumie. E beat turtă! E blan! Omul acesta mi-e neștiut și totuși îmi pare cunoscut. Dar oricum ar fi, nimic din ce se petrece aici nu trebuie să-mi rămână neștiut. De unde vii, omule, și ce cauți aici? Nu știi că te afli în fața înălțimii sale, regele? Ce? Aceasta e înălțimea sa, regele? Sfinte Dumnezeule! Hai, du-te, dacă du-te! Ai avut noroc, băiete! Ce? Și l-ai văzut pe rege! Acum du-te și te culcă! Domnilor, beția e o plagă! Ce oamenii doboară! Așa e! Ia, ține de vodcă! Poftim! De ce nu pleci odată? De ce rudecari? Fiindcă nu pot! Nu poți? Nu pot! Și de ce nu poți? E bine așa, nu știu cum. S-a rușinat sărmanul și am cremenit. Nu știe ce are de făcut. Hai, care te-ți spun? Mă, deștiu, m-am pus cu deștiu! Ești! Deștiu! Întinde-o! Asta e un deștiu! Un deștiu! Deci nu-l vrei buzunar! Ori în ureche, ori în nas! Îl aș ascunde eu, dar n-am cum că tot se scrieți la el. Dacă arăt că el încotro, iată-ți pe Henric, toți întorc privirile într-acolo. Se scrieți la el, la deștul ăsta al meu de baca fi năzrăvan. Și cu cât se scrieți mai tare, cu atât devine mai năzrăvan. Și cu cât e mai năzrăvan, cu atât se scrieți mai tare. Și cu cât se scrieți mai tare, e mai năzrăvan. Doamne mare, consilier și prieteni, persoane mele! Țineți-mă bine, că al minte îl fac fărâme. Izbucnesc și îl fărâm. Ignatiu! Erau! E bolnav! Porcule, ascunde degetul. Eu nu știu nimic. Ascunde-l. Că altminteri te fac eu să-l ascunzi cu deasila. O sticlă de vodcă. Ascunde-l, că acuși mă arunc asupra ta și te fac eu să-l ascunzi cu deasila. Stai țintit, prostește. Chiar la mijloc. Nu, nu pot să mă năpustesc asupra lui, fiindcă totul este o aiureală, e prea mare prostia. O prostie! Prostie în pălărie! Stați, opriți-vă! Nu eu sunt prost, ci degetul lui e prost. Anume îl ține astfel ațintit ca să preschimbe totul într-o prostie și pe mine într-un nebun. Nebună! Da, el e nebun! Eric, nebună! Deci tu meu țintește pe nebun! Nebună! Băgați de seamă! Că dacă mă obosiți prea tare, am să mă trezesc. Și voi toți o să dispăreți. Ai să dispar și tu, Mania, mireasa mea. Ai să dispar și tu. Poate că nu e vis, ci în realitate eu mințile mi-am pierdut. Și dacă eu aici nu mă găsesc și nici măcar nu glăsuiesc, ci zac pe undeva într-un lazaret, unde gesticulez și aiurez, și când e delirul întoi, mă cred printre voi, cine știe ce am pățit? Chiar de-aș fi sănătos și echilibrat, stăpânicii, cumpănicii, potolit, nu m-au silit alții să comit fapte cumplite și ucigătoare, nebunești și necruțătoare. Încât se pune doar o simplă întrebare. Dacă cineva an în șir a săvârșit fapte nebunești, nu e și el nebun?
ce folos că sunt sănătos dacă faptele mele sunt bolnave? Iar cei care m-au silit să comit fapte nebunești erau și ei echilibrați și sănătoși, prieteni, tovarăși, frați. Atâta sănătate și atâtea purtări bolnave, atâta înțelepciune și totuși atâta nebunie, atâta omenie și totuși atâta barbarie. Ce folos că fiecare, luat în parte, este perfect lucid și rezonabil și chipzuit și cumpărit, dacă toți la oaltă alcătuim o unică și imensă nebunie care se tăvălește, urlă, se zvârcolește și gonește înainte, depășindu-și propriile graniți și smulgându-se pe sine din sine. Nebunia noastră, în afara noastră, se aține acolo în afară, unde eul meu se isprăvește, scap hățurile. Deși în mine liniștit îmi am sălașul, în afara mea rătăcitor mă poartă pasul prin beznă, noapte și sălbatice tărâmuri mă predau infinitului. Sună a marș funebru. Este un marș funebru. Da, este un marș funebru. Iar și ei au vorbit, iar eu am răspuns. Pe când acest deget a țintit, e ca un deget de nebun, iar eu vorbesc și gesticulez într-o singurătate deplină, ca un nebun. E nebun! E nebun! E nebun! Opriți-vă! Eu mă aflu aici din porunca regelui. E regele! E nebun! Chiar dacă tatăl meu ar fi nebun, el apără în nebunia sa demnitatea și virtutea, ca atare nu poate fi nebun. Helic! Alungați-l pe acest bețiv! Nu, nici chiar așa, am și eu înțelepciunea mea, nu sunt un prost. Putem sta de vorba așa mai la o parte, ca un înțelept cu un alt înțelept? Despre ce? Ei, asta vom vedea. O să vorbim cu chipzuială. De ce n-aș putea avea și eu înțelepciunea mea, nu? Așa că să mergem mai la o parte. Așa. Deci, să-mi dezleg și eu sacul. Nu mi-s chiar atât de beat cum par, dar fac pe nebunul ca să surp autoritatea regelui. Mulți demnitari complotează și ei m-au scos de la zdup. Dar când dumneavoastră, principe, ați vorbit cu atâta înțelepciune... Mă lingușește. Toată lucrătura mea s-a destrămat. Un singur lucru îmi pare neînțelept în toată această înțelepciune. Credeți în Dumnezeu? El m-a întrebat, deci sunt nevoit să-i răspund că nu. Păi atunci cum poate alteța voastră primi cununia din mâna regelui dacă nu există Dumnezeu? Ce fel de rege e el, că doar puterea lui de la Dumnezeu vine și nici episcopul nu o fi episcop cu de la sine putere, nu? Am mai spus-o. La întrebarea asta am mai răspuns odată. Chiar dacă tatăl meu ar fi un nebun care își închipuie că e rege, el apără virtutea și demnitatea. Iar eu, deși nu cred în Dumnezeu, cred în legea morală și în demnitatea umană pe pământ. Ce solemn au sunat aceste cuvinte. Da. Și cine a stabilit această lege dacă Dumnezeu nu există? Cine? Oamenii. Oamenii? Ha? Păi atunci de ce trebuie celebrat acest ritual cu atâta solemnitate dacă e un produs al oamenilor, la fel cu celelalte? Într-adevăr, într-o măsură, are dreptate. Deși nu cred în toate acestea, mă comport de parcă aș crede. Le respect și totuși nu le respect. Îngenunchez, dar nu îngenunchez. Mă umilesc și totuși nu mă umilesc de fel. Știu bine că totul nu e decât o farsă. Deci cu cât înțelepciunea mea e mai mare, cu atât mai cumplită mi-e prostia. Tăcere, tăcere, tăcere. El nu trebuie să afle.
Pentru că atunci, principe, îl recunoașteți drept rege mai mare peste domnia voastră, dacă domnia voastră înși vă l-ați înălțat rege. Are dreptate, are dreptate. Iar dacă el nu-mi e rege, eu nu-i sunt principe. Același lucru e și cu logodnica. Dacă principele l-a numit pe rege, iar regele e acela care a înălțat-o la rangul de fecioară, asta înseamnă că dumneavoastră, principe, ați făcut din ea o fecioară. Și atunci ce fel de fecioară e aceasta? Eu însumi din ea făcut am o fecioară. Bețivul judecă treaz lucrurile. Cu toate astea, dacă totul ar fi atât de simplu, de ce mă simt de parcă aș oficia cu solemnitate un serviciu divin? Pleacă! Eu sunt preot. Și eu sunt preot. Mă îngână ca să mă prostească. Mai cu înțelepciune, îți voi spune al cărei religii preot sunt împreună cu tine. Dumnezeul nostru se naște între noi și din noi, iar biserica noastră nu e din cer, ci de pe pământ. Religia noastră nu de sus e, ci de jos provine, iar pe Dumnezeu noi înșine îl făurim și de aici purcede liturghia umană, omenească, din adânc pornită, familiară, oarbă și întunecată, pământească și sălbatică, al cărei preot sunt. Cine este acest ins enigmatic cu care discută atât de îndelungat principele, moștenitorul tronului? E un sol străin sau însuși ambasadorul? Iubite ambasador. Dragă ambasadorule. Stimate ambasadorule. Salut domnilor, mult iubiților. Dragă domnule ambasador și plenipotențiar. Închin în fața dumneavoastră, stimată doamnă. Dintr-un bețivan, iată-l preschimbându-se în ambasador. Aș putea să-i trag una, dar nu vreau să fac pe măscăriciu. Trebuie să păstrate aparențele. Iertați-mă, stimată doamnă, și dumneavoastră, stimați domn, iertați-mă, aș mai avea două vorbe să-i spun principelui moștenitorul tronului. Numai decât din la dumneavoastră. Firește, domnule ambasador, noi nu vă deranjăm. Iertați-mă, mai ce recepție minunată. Într-adevăr. Bărbați scrobiți, filcuiți, femei cu sânii dezgoliți, iar preamărit însuși el, fără să pregete de fel, onorile casei face. Știți, principe, în privința celor discutate adineori, da, vă rog să mă credeți că, deși sunt ambasadorul unei țări străine, nu trăiesc cele mai alese sentimente de prețuire și respect pentru persoana înălțimii voastre. Pe de altă parte, totuși, tocmai această, cum să vă spun, această dragoste, acest respect, aș zice, că mă face să mă tem. Da, să mă tem, sau mai degrabă, presimt. Aha. Ba chiar știu că mulți dintre demnitarii mai de seamă s-au îndepărtat în ultima vreme de tron. A, da? Consider aproape de datoria mea să vă aduc la cunoștință acest lucru în mod confidențial, în calitate de prieten sincer și devotat al casei regale. Vă sunt profund îndatorat. Mulțumesc. Părintele dumneavoastră, principe, este fără îndoială, aș spune, un monar, un mare monar. Dar mă tem că concepția sa despre putere nu e în deplin armonie cu spiritul epocii moderne. Este fără nicio îndoială, e un bărbat de bronz. Dar anacronismul concepției sale este prea evident. Anacronism propriu persoanelor vârstnice. Să crezi într-un cod moral și de conduită stabilit odată pentru totdeauna. Fie vorba între noi, omul contemporan se cuvine să fie mult mai suplu. Omul contemporan știe că nu există nimic statornic sau absolut, că în orice clipă totul se creează. Se creează între oameni, se creează. Nu vă neg nici suplețea și nici faptul că vă creați necontenit. Dar ce ar fi să închinăm un pahar? În sănătatea
majestății sale. În sănătatea majestății sale. Așa, și despre ce vorbeam? Da, din acest motiv numeroși demnitari parcă s-au dat la o parte. Dar cel mai mare dușman al regelui sunteți chiar dumneavoastră, principe. Eu? Da, mulți dintre cei de față consideră că dumneavoastră ar trebui să fiți la conducere. Iată unul din ei. M-a urmărit, ne-a auzit. Știți, e chiar un confident de-al meu și e de acord cu mine. În sănătatea majestății sale. Nu-i rău vinul. Mulți dintre cei de față speră că la capătul unei vieți îndelungate, cât mai îndelungate a majestății sale, dumneavoastră, principe, veți pune mâna pe putere. Atunci ați putea, principe, să oficiați singur cununia, ba chiar și fără cununie, în loc să vă supuneți acestei ceremonii demodate. Încă un paharuț. E tare vinul, te face să te clatini, asemeni regelui pe tronul său. Da, și într-adevăr s-ar putea că e de ajuns să-l împingi. Să-l împingi în prezența întregii curți. Dacă cineva l-ar îmbrânci pe rege... Pe neașteptate. L-ar îmbrânci. L-ar îmbrânci așa, de față cu toți. Și... Să vadă toată lumea. Și... Da. Nu totuși nimeni n-are să-l îmbrâncească, pentru că toți se tem de mânia și de înțelepciunea principelui. E lucru cât se poate de firesc ca fiul să-și apere tatăl. Dar dacă principele, el însuși... Chiar principele s-ar apropia și... Ce? Nu, n-o spun decât în glumă, dar trebuie să recunosc că mă frământă gândul. Când văd o persoană firar să fie de viață, nu știu de ce îmi vine să... Așa să mă apropii și să... Să îmbrâncesc cu degetul. Iar acolo, în spate, stă ea. Ea, logodnică, bătoar de viață pârdalnică, la fel de intangibilă, la fel de... de s-ar putea măcar așa, cu un deget. Degetul! Din nou idioțenia asta de deget. Asta doriți să mă îmboldiți. Să-l îmbrâncesc cu degetul pe rege. Iar dacă îl voi atinge, atunci și voi îl veți împinge. Deci, la trădare, mă stârniți! În mână cu un pahar cu vin, vorbim și noi. Sigur că te nu se spun când vinul-i tare și bun. Și bun. Bun, bețivan blestemat! Vrei să vă fiu părtaș la beție? Dar eu acuși am să vă arăt vouă și mie că sunt treaz. Da, eu sunt treaz. Iar intriga voastră... E idiotă. Așadar, e o minciună totul. Fiecare spune nu ceea ce vrea, ci ceea ce se cuvine. Cuvintele minciuni urzesc. Nu suntem noi cei ce le rostesc, ci ele ne rostesc pe noi și gândurile ni le trădează, care și ele ne trădează simțirea trădătoarea. Vai, trădarea necurmată de totdeauna. Da, trădare! Trădare! Jos regele! Regele să plece! Jos regele! Trădătorilor! Nu asta am vrut să spun. Iată-l și pe Henric. Dar oare cu cine e? Unde mi-ai fi pus ochelarii? E un sol străin sau chiar un ambasador? Principe, oare n-ar fi indicat să ne apropiem de majestatea sa ca să schimbăm câteva vorbe cu el? Mă tem că dacă n-o să facem, voi fi considerat nepoliticos. Îmi îngăduiți, principe, să mă sprijin de dumneavoastră, pentru că șchiopăt ușor de piciorul stâng. Cu plăcere, iubite domnule ambasador. Mulțumesc. Dă-mi voie, măria ta, să ți-l prezint pe domnul ambasador care dorește să-și ofere serviciile sale.
Mă plec în fața dumitale. Ne face plăcere să salutăm pe excelența sa, domnul ambasador, sub acoperișul casei noastre. E o cinste și o onoare pentru mine. Ne face plăcere să salutăm pe excelența sa, domnul ambasador, sub acoperișul casei noastre. E o cinste și o onoare pentru mine. Eu, Mania, îngăduiem cea mai frumoasă dintre copiile să depun floarea omagiilor mele cavalerești la picioarele domniei tale. Mulțumesc! Doresc, domnule ambasador, ca relațiile dintre statele noastre, în acord cu armonioasa colaborare internațională în vederea consolidării și apărării noastre comune, precum și pacea veșnică, acest postulat de veacuri care interesează întreaga umanitate... Colaborarea în interesul păcii constituie principiul esențial și de neînvins al năzuinței noastre de pace însuplețite de spiritul înțelegerii. Nu las niște prăjiturile? Mulțumesc foarte mult! Guvernul meu este plin de bunăvoință și animat de spiritul colaborării. Tocmai am primit știrea că ați decretat mobilizarea la granițele țării. Mie zvonul ca de obicei. Nu am primit nicio informație oficială în această privință din partea guvernului meu și ca atare mă consider îndreptățit să aduc o dezmințire autorizată. Foarte bune prăjiturele. Foarte bună cafeaua. Da. Chiar dacă știrea ar fi adevărată, noi, încrezători în steagul glorioasei noastre armate și în forța flotei noastre invincibile, nu ne temem de nimeni și ne bem în liniște cafeaua. Nu e rea cafeaua noastră, nu-i așa? Da, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră că este excelentă cafeaua și că doresc să o subliniez. Nu există niciun motiv de panică. Nu. Niciun motiv de panică. Nu. Nu există niciun motiv de spaimă. Firește că nu există, deoarece armata noastră, flota noastră, nu provocăm pe nimeni, dar nici nu ne temem de nimeni. Și oricât s-ar uita cineva la noi, nu ar descoperi în persoana noastră cel mai neînsemnat semn de neliniște. Vedeți doar că regele nostru își bea în liniște cafeaua și nici măcar nu e nevoie să subliniez, întrucât vede oricare cu câtă liniște îmi beau cafeaua. Mă refer totuși la asta, deoarece știu că în asemenea momente privirile tuturor supușilor sunt ațintite asupra noastră, a regelui. Și că dacă regele ar manifesta cea mai mică neliniște, pe loc tot poporul ar tremura de spaimă. Și o spaimă cumplită, înspăimântătoare, ar cuprinde orașele, câmpurile, lungile, crângurile. Unul s-ar duce fuga la celălalt, unul i-ar șopti celui de-al doilea, altul împreună cu al doilea, al doilea cu al treilea, al treilea cu al patrulea. Și o spaimă enormă, înfricoșătoare, neînțeleasă. Și totul numai din cauza că regele a tremurat nițel. Că i-a tremurat ceașca în mână. Adică, acum ori niciodată, năpustește-te și împunge-l cu degetul în burticanul lui intangibil. Iar noi te vom urma, atinge-l. Și dacă n-am să o fac? Atunci o să te lovim pe tine, trădătorule. Trădător? Trădare! 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 Arestați-l! Arestați-l pe acest trădător și pe ceilalți ticăloși de trădători! Am trădat trădarea! Trădătorule! Trădătorule! Majestate! Majestate, omul acesta de nimic m-a asmuțit necontenit împotriva majestății tale. Stați pe loc, nu vă mișcați! Nici tu să nu te miști, Henric. Nimeni să nu îndrăsnească să se miște. Trădare, trădare! De ce ți-e frică de mine? Doar ți-am salvat viața. De ce te temi de mine? Mă tem de tine, Henric. Fiul meu, copilul meu, cum m-aș putea teme de tine, prietenul, apărătorul meu, os din osul meu, sânge din sângele meu? Nu, nu, Henric, eu îți cunosc bunele intenții și nu am nicio îndoială în ce te privește. Sst, Henric. Ce? Mai bine ar fi dacă ai pleca. Pleacă repede. De ce? Nu, 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 Henric, mie nu mi-e frică de tine, dar regelui îi e? Regele! Mai bine pleacă. Până n-apucă regele
să-ți facă vreun rău. Trădătorul! Trădătorul! Ajutor! Să vină gărzile! Trădare! 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 Arestați-l pe acest tată! La temniță cu el! În temnița întunecată și mucedă să zacă! Nu, nu asta am vrut să spun. Nu știu cum de s-a întâmplat, dar s-a întâmplat! Pe propriul tată l-am trădat! Henric! Oh, Henric! Oh, Henric! Acum sunt rege eu. Legați-l. Supuneți-l. Prigoniți-l. Henric! Ce faci? Eu voi domni acum! Tot eu îmi voi oficia și cununia. Și nimeni nu mă va opri. Bătrânul este arestat. Bețivul este arestat și el. Domnesc. Sunt rege. Și eu însumi voi oficia cununia. Unde este logodnica mea? Iată veni. Se apropie. Nedeslușită. Eu am son drum spre o țintă lămurită, iar cununia singur o voi oficia. Și nu îngădui amestecul nimănuia, pentru că sunt singur. Singur sunt aici, iar voi lipsi. Eu pășesc primul. Ce-mi pasă că se târăsc și ceilalți în alai? Nici nu-i văd, nici n-am habar. Un spațiu pur mi se deschide în față, prin el străbat. Stăpâne, stăpâne! Iar pe bețivul ăsta să mi-l înlăturați, eliminați, desființați, să piară! Cu mine nu-ți merge așa ușor să-l condamnați la moarte. Stăpâne, stăpâne. Ce straniu sună aceste vorbe, stăpâne. Dar nu mai am ce-i face. Stăpâne prealuminate, n-are nimic, fie și așa. De mor spânzura, mor spânzura. În ultima vreme au tot spânzurat. O singură rugă aș avea, înainte de a muri, s-o mai pot vedea. Pe cine? Pe regina mea, Mania. Poftim! Regina, chipul tău minunat, am să-l iau cu mine mormânt, între patru scânduri, cu acest chip în fața ochilor, am să mor. Stăpâne, o singură rugăminte mai am, ca prietenul tău, Vlad, să iau o floare din vasul cu flori și s-o țină deasupra capului mândrei copile, iar eu am să o privesc și am să-mi satur ochii. Altă aiureală. Dar dacă refuz, lumea și-ar putea închipui că e de frică, deci n-am să-l refuz. Ia floarea, Vlad, și ridic-o. Fă-i acest hatâr sărmanului nebun, iubita mea, Mania. O, regina mea! Cu această imagine dinaintea ochilor, mai vreau să pierd. Vă mai rog, cu umilință, spuneți prietenului vostru, Vlad, să coboare floarea un pic, să-i alunece spre ochi. Încă un pic mai jos. Acum e numai bine. O, regina mea! Ce naiba vede? Mie mi se pare că nu-i nimic deosebit. Vă rog, floarea să alunece pe gâtul ei. Da, așa cum e bine. Vai, ce desfătare, Mania. Ce-i asta? Stau alături, în picioare, Vlad, prietenul meu și mireasa mea. Iată cum stau
El cu ea și ea cu el. Și ce-i oare dacă stau alături în picioare? Dar fără noi, mai artificial. Ceilalți, toți la ei privesc. Porcule! E unit, e legat cu o curunie teribilă. E încununat, e încununat. Porc de preot! Porc! Porc! Prietenul tău mireasa, da? Porc! Porc! Domnește liniștea, majestate. Toți rebelii au fost arestați. Parlamentul a fost și el arestat. Cercurile militare și civile sunt în stare de arest. Largi cercuri ale populației se află sub gratii. Curtea Supremă, Marele Stat Major, Direcția și Departamentele, autoritățile publice și cele private, presa, spitalele, grădinițele de copii, toate sunt la arest. Au fost arestate de asemenea toate ministerele și în genere totul și toți. Și poliția a fost arestată. E liniște, majestate, pace și umezeală. Într-adevăr, cancelare, domnește pacea. Ce liniște e. E toamnă. Unde e șeful poliției? Așteaptă. Dacă așteaptă, n-are decât să aștepte. Dar tatăl meu, fostul rege... La arest? Și bețivanul acela? La arest. Azi va avea loc căsătoria mea. Ce zi sumbră. O zi ca toate celelalte. Ești bătrân? Da. Văd că mă aflu la putere, n-are importanță cum. Pe situație sunt stăpân și are să fie precum poruncesc acum. Să vie toți în sala asta să asiste când regele își va oficia cununia. Să-i mâni pe toți grămadă aici. La ordinele majestății voastre. Să-l aduci pe tatăl meu, sub strajă, cu forța. Vreau să mă cunun în prezența lui. La ordinele majestății voastre. Și pe mama mea, tot cu forța, să o aduci. La ordin. Și pe bețivan, dar legat. Legat. Mai înțeles, vreau să mă cunun de față cu ei toți. Nu mă tem de nimeni. Nimeni n-are să-mi facă nimic. Iar dacă Dumnezeu, bătrânul, demodatul și perimatul, ar avea ceva împotrivă, i-aș veni și lui de hac. Așa este, majestate. Așa e, majestate. Așa e, majestate. Așa e, majestate. Eu domnesc. Da, majestate. Eu stăpânesc. Da, majestate. Pe mine nu mă va atinge nimeni. Apropo, iubite cancelarule, da. Spune-mi, te rog, oare întâmplător oamenii nu-și bat un pic joc de mine? Oh! 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 Oare nu spun în spatele meu, ba chiar undeva în spatele lor înșile, că de pildă, eu aș fi gelos? Ce mai, Halima? Oh! 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 Întreb din cauza întâmplării cu floarea. Aluzia neisprăvitului de bețivan era limpede și putea stârni clevetiri și vorbe de clacă printre cei ce nu știu să tacă. Eu nu știu nimic. Noi nu știm nimic. De-al minteri o prostie. Vlad n-a avut niciodată nimic cu ea. Toate sunt scorneli. Prost. Henric, drăguțule, tata! Ce? Henric, tata, țipă, tata, rage, scuipă, urlă, strigă și sare! O fi nebunit! A vrut să fugă! A vrut să se ducă peste dealul, peste boieni! L-a prins poter așa cu joacă! El joacă, Henric! Iar ei lovește! Și ce-i cu asta? Iisuse Hristoase, Henric! Sunt mama ta! Pe mine m-au bătut! Bine că am acest cuțit! Nu, ce idee! N-am să omor pe nimeni. Deși acest cuțit e o piază rea, n-am să omor pe nimeni. Doar am să-i ating! Uite așa! Ce lucru cumplit, neîndurător și gata să te blesteme. Mama și tata sunt persoane sfinte, dar eu îi ating.
ating, îi frământ. Bătrânii mei ochi n-au văzut de când sunt asemenea fără de lege. Din cap niciodată un atare lucru n-ar fi putut să-mi treacă. Ce rușine! Moarde te-aș vedea! Mai bine pierdeam sarcina. Tatăl tău mai bine te sugruma. De copii să nu ai parte. Proprii tăi copii să te alunge. Proprii tăi copii de gât să te strângă. Proprii copii să te orbească. Luați-i de aici pe aceștia doi! Beți de maternitate și de paternitate! Eu sunt treaz! Eric, înțeleg că m-ai detronat și rangul regal mi l-ai luat, dar sunt tată, pentru Dumnezeu! De-ați fi tată, nu mă lipsi! Alminter pământul are să se despițe și în mii de bucăți cu voie tare să crape! A fi tată e o funcție, la fel cu cea de rege. Nu poți să-mi vorbești ca o persoană particulară. Întotdeauna vrei să te înveșmânți cu un rang? Sau cu o demnitate? Mi s-a făcut somn, luați-l. Prin aceste cuvinte deschizi larg porțile nenorocirii, care din străfunduri vine. O, Doamne! Ai izbucnit războiul! Cum? Ce fel de război? Acum o clipă am primit acest ziar. Într-adevăr, se trage. Parcă undeva, dincolo de pădure. Mai bine ne-am împacheta. Dacă se întâmplă ceva, putem coborâ în beci. A, nu! Artileria nu înseamnă nimic. Cel mai rău e gazul. Trebuie să avem niște provizii. Cumpără tot ce poți, pentru că magazinele se vor închide. Avem puse pe undeva niște măști de gaz. Dar unde l-ai fi pus? Aveam pe undeva măștile de gaz. Dar am uitat în ce sertar, dar unde ar fi? Se apropie. Majestate, nu dați niște ordine? Nu dau niciun fel de ordine pentru că știu că e adevărat. E adevărat. Și totuși e adevărat. Se aud zgomote de luptă. Ce are să se întâmple cu noi? Ce are să fie cu noi? Calamități, incendii, violențe, chinuri, pustieri. Scornel și Airel de Bețivan, duhnesc avodcă, dați-i afară! Nu te însura cu mania. Adevărat grea bătrânul Bețivan atunci când spunea că Vlad și mania s-au iubit cândva. E o minciună! Puniți-i fiare! Îndurare! Am să mă cunun cu mâna mea. Am să mă cunun cu ea. Am să oficiez chiar eu cununia. Toate nu-s decât năzărel josnice, născociri de bețivani, vorbe goale. Chemați-o pe logodnica mea, vreau să hotărăsc împreună cu ea amănuntele privind nunta. Dar chemați-l și pe acel curtean, pe Vlad. Vreau să vorbesc cu amândoi. Am să văd dacă e ceva între ei doi. Și dacă e ceva, atunci voi rezolva și voi fi stăpân pe situație. Ah, Vlad! Ce mai faci? Așa și așa. Așa și așa. Și eu la fel. Tot așa și așa. Mă tem că ne-am băgat într-o încurcătură tare neplăcută. Mie puțin îmi pasă. Prefer așa decât să mă ia la armată. Cât e ceasul? 5:30. De unde ai ceasul ăsta? L-am cumpărat la Anvers. Anvers. Ce mai spun oamenii pe acolo? S-ar părea că ar fi izbucnit războiul. Așa se pare. Dar nu știi sigur. De niciun lucru nu poți fi sigur. Știi, Herrick, mie mi se pare că nu te poți încrede în nimeni. Toate sunt minciuni și prefecătorii. Așa e, așa e, așa e. Toți pe aici se prefac că sunt ei înșiși și mint, ca să spun adevărul. E chiar amuzant. Da, m-am obișnuit. Tu nu cumva ești și tu nițeluș cam amețit? Eu? Da, aici fiecare se îmbată cu altceva. Deci m-am gândit că poate și tu ai tras o dușcă de ceva. Nu. Nu? Atunci de ce ești atât de trist? Eu? Nu sunt deloc trist, chiar dimpotrivă. În aparență nu ești. Și totuși ești. Tristețea ta se aține în penumbră.
Hai, ieși de acolo. Ieși de acolo. Mania, ieși de acolo. E? Ce se mai aude? Nimic. Te simți bine? Da. Am ceva să vă spun, amândurora. Închipuiți-vă că din momentul în care bețivanul v-a unit cu acea floare, într-un fel de figură ciudată, un soi de statuie, nu pot scăpa de impresia că între voi e ceva, că s-ar fi petrecut ceva. Nu știu nimica. De ce nu te uiți la el, Mania? De ce m-aș uita? Dacă nu te uiți, înseamnă că nu te uiți la el. Henric, eu te iubesc. Și tu și el, amândoi mă iubiți atunci când sunteți fiecare singur. Dar atunci când sunteți împreună, împreună amândoi, împreună sunteți cu totul altceva decât fiecare în parte. Noi doi împreună nu suntem nimic. Și încetează de a mai bate capul ție și nouă. Nouă, 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 de ce spui nouă? Aha, multe vorbe se rostesc pe acest glob pământesc. Închipuieți că atunci când bețivanu a aruncat floarea, a devenit brusc evident că voi doi sunteți împreună. Trebuie să o fi înțeles și voi. Iar acum toți vă asociază. Și eu vă tot asociez în gând, firește, și sunteți astfel tot mai strâns legați. Oh, prietene, de ce după o călătorie atât de tulbure am ajuns în acest port? Cum se poate explica acest fenomen? Poate că am pentru tine o slăbiciune subterană și obscură. Mare lucru. Ori poate pentru că am fost întotdeauna gelos pe tine din cauza ei și te-am considerat rival? Nici asta nu are vreo importanță. Cine știe? Cine știe dacă în genere un bărbat se poate îndrăgosti de o femeie fără participarea, fără intermediul, ca să mă exprim așa, al unui alt bărbat? Poate că în genere un bărbat nu resimte o femeie decât printr-un alt bărbat. O fi vreo formă nouă de dragoste. Pe vremuri a fost în doi, iar acum în trei? Îmi face impresia că exagerezi. Nu știu. Poate că este ceva ce mi s-a impus din afară. Poate că nici măcar nu o resimt atât de adânc, ci sunt doar nevoit să mă comport de parcă aș simți-o. Mi se învârte capul din cauza acestor drumuri încurcate și întortocheate pe care tot merg și merg fără oprire și fără odihnă. E grea această poartă și apăsător tavanul, iar cerul straniu, enigmatic. Bețivanul ăsta m-a îmbătat. Preotul acesta e un adevărat preot. Cu degetul său a făcut din voi un idol în fața căruia sunt nevoit să îngenunchez și să aduc ofrande ca într-un vis. Sunt rege totuși și domnesc. Eu domnesc! Oh, Henric! Eu cu mâna mea cununia o voi oficia. Nu te lăsa stăpâni de alții, Henric, domnește tu! Sferă-mă, idolii! Vraja risipește-o și urcă-te pe propriul tău tron. Ce straniu au răsunat cuvintele acestea, măcar de n-aș vorbi atât de artificial. Iar ea stă aici, chiar lângă noi, și ascultă. De ce ne chinui pe amândoi? Pe mine și pe tine? Ce actriță proastă îmi vine câteodată să... Nu! Pleacă! Vreau să discut cu el între patru ochi, dar nu te du prea departe. Cere valetului să servească ceaiul. Iar acum la treabă. Nu știu, zăul ce are să iasă din toate astea. S-a șternut o sinistră tăcere. După cum știi, dragul meu Vlad, l-am răsturnat de la domnie pe tatăl meu, regele, și am devenit chiar eu rege. Iar astăzi am hotărât să mă căsătoresc cu logodnica mea, prințesa Mania, oficiind chiar eu cununia. Zi, așa e, știam. Așa e, știam. Dar ce folos că mă voi cununa cu ea în modul cel mai oficial dacă întreaga curte o să clevetească pe seama relațiilor voastre intime și dacă eu însumi o să mă închipui pe drept sau pe nedrept că voi, zi, da,
Dacă ții la asta, pot spune... Da. Nu așa, zi da, fără alt comentariu. E adevărat că nimeni nu aude ce vorbim, dar ne auzim noi. Zi da! Da. Așa. Desigur, aș putea să te înlătur, să te înlătur, să pun să te aresteze, cum am făcut cu bețivul. Aș putea chiar să te lichidez, să te ucid. Dar chiar de-aș face-o, nu s-ar schimba nimic, pentru că întotdeauna aș bănui, aș presimți, aș ști că, de fapt, îți aparține ție și nu mie. Cred că ești bolnav. Am să-ți lămuresc niște lucruri în măsura în care pot fi lămurite. De când m-am pomenit amestecat în toate astea, ezit între doi poli, al răspunderii și al lipsei de răspundere, al adevărului și al falsității. Gândești lucid, dar faci o impresie stranie. Am să-ți explic planul meu de acțiune. E un plan cât se poate de simplu, ba chiar auster. Am poruncit să fie toți poftiți la bal la curte. La acest bal, eu și cu ea vom crea între noi cea mai mare cantitate de dragoste posibilă, cu ajutorul privirilor, zâmbetelor, mânghierilor, etc., etc., etc. Vom crea între noi dragostea, puritatea, fidelitatea, la fel cum a fost odinioară. Totodată am să silesc banda asta ca prin semne de respect și adorație să mă pompeze cu divinitate și atunci, cu cea mai mare liniște, am să oficiez cununia, care va legaliza și va consfinți totul. Am nevoie de putere, iar tu mi-o iei. Prin urmare, acum aflavei ceva destul de surprinzător. Vei fi silit să te omori. Și asta doar fiindcă eu ți-o poruncesc și că așa poftesc. La urma urmei, dacă ții atât de mult... Stai aici lângă mine. Nu ne vede nimeni, nu-i așa? Prin gaura cheii, nu se vede. Totul se petrece numai între noi. Ce tăcere grozavă. Nu s-a întâmplat nimic, dar te simți ciudat. Stai jos. Tu trebuie să te omori. Pentru că așa mi s-a năzărit. Răspunde ceea ce știi. Fie. Dacă vrei tu, Henrik, sigur că da. Cu toată plăcerea. Așa. Să fii prezent la cununia mea și la momentul oportun, omoară-te cu acest cuțit. Da. Bun. Alminter, ce se mai aude? Măcar te hrănesc bine? Destul de bine. Aha. Cât e ceasul? 7. La revedere. O joacă. Să presupunem că n-a fost decât o joacă. Dar ce fel? Oare jocurile astea ar putea fi și primejdioase? Sunt singur. Singur. În această tăcere. Mă lepăd de orice ordine, desfid orice idee, nu mă încred în abstracțiune, în Dumnezeu și nici în rațiune. Sfârșiți cu acești idoli, dați-mi omul să fie ca mine, imatur, neterminat, tulbure și întunecat. Să dansez cu el aș vrea, să petrec, să lupt cu el, să mă prefac, să-l seduc, să-l bruschez, să-mi fie drag și îndrăgindu-l prin el mereu din nou să mă făuresc și eu. Prin el să cresc și crescând să-mi celebrez eu însumi cununia în biserica oamenilor. Oh, începe nunta. Să ne trăiască regele! Să ne trăiască regele! Dansează acum întreaga curte. Resfiră al glasurilor cor o mreajă de visare dulce, părui de aur strălucitor. Ajunge! Stați! Cere-le să facă o plecăciune. Încă la fel! Aceste plecăciuni
pompează în mine încredere. Unde îmi sunt oamenii? Aha. Constat că sunt oribili. Amin. Unde e șeful poliției? Cu zbirii ăștia să-i puneți pe toți cu botul pe labe. Amin. Dacă vreunul ar încerca să se arunce asupra mea, atunci aruncați-vă asupra lui. Da? Foarte bine. Sunteți toți de față? Da, femeia asta cine e? E prințesa Pirulu. Eu mi-am dat seama numai decât că este prințesă, după cât e de vulgară. Și cretinul ăsta cine e? E un cretin de rang. Da, are o privire cretină. Dar insulă ăsta moale, alb, borțos și slinos? E un degustător. Are o crustă după ureche. Și ce degustă, de fapt? Degustă propriul său dezgust. Bo! Văd că ai reușit să aduni aici crema societății. Numai elita! Se vede de la o poștă că sunt sferele cele mai înalte ale acestui regat slăvit. Dar de ce totul este atât de vechi și de porosit? Parcă e un congres de mamuți! Vă cer iertare, majestate. Ăștia nu sunt oameni, ci caricaturi. Uită-te la ochelarii, la bărbițele, la mustățile lor, la urâțenia trupurilor, la slăbiciunea lor respingătoare, brațele răsucite, parcă mutilate, vinele jalnice, sclerazate, vineții, dinții plombați, picioarele deformate, stomacurile umflate, piepturile uscate, scleroză, tabac, paralizie, suferințe, boli, defecte și deficiențe, goliciune urâtă și respingătoare. Iar pe lângă asta, ce distinție? Dechisiți, spilcuiți, frizați de frizeri de mâna întâi. Mortăciune, arată-ți șoseta. E o șosetă cochetă cu un desen plin de gust, din cea mai fină mătase, e o șosetă elegantă. Dar piciorul e în descompunere. Ăștia sunt oameni pe ducă. Privirile lor amintesc de țintirimi. Și ei conduc! Trăiască regele! Ce beție de chipuri, ce exhibiție de mutre și de burdihane, ce expoziție de chelii! Unde mi-e logodnica? Iată, tocmai intră, însoțită de copilele împodobite cu flore albe. Să se apropie și să-mi zâmbească, lăsând ochii în jos, apoi să facă în fața mea o plecăciune. Eu mă aplec, o cuprind ușor de umeri, nu-i îngădui să îngenuncheze și zâmbesc cu zâmbetul anilor de demult. Majestate, se aude tot ce spuneți. Pe asta și vreau să se audă. Noi nu ne iubim. Noi doar creiem dragostea între noi. De ce nu-mi zâmbești? Zâmbește-mi ca odinioară, când încă nu te violase nimeni și nu erai o târfă într-o crâșmă, înțelegi? Almintele-i sopățești? Și nu privi în lături, nu căuta din ochi pe nimeni. Știi bine doar că sunt gelos pe Vlad. Anume rostesc totul cu glas tare, pentru că aici nimic nu trebuie ascuns, aici totul e pe față. Ia uite, uite cu câtă grație mi-a zâmbit. Zâmbetul acesta îmi stârnește mii de amintiri și mă îndoioșează. Ce trebuie să facem, șambelane, ca această primire să devină o adevărată recepție regală? Dați-mi voie, majestate, dați-mi voie, majestate, dați-mi voie cele mai distinse nume, cele mai mari averi, cele mai înalte ranguri, toată floarea, toată elita, toată crema societății, cu toții nu visează. Nu aspiră decât la onoarea de a vă săruta dreapta, majestate. Am cinstea, am onoarea să vi-l prezint majestății voastre pe renumitul poet Paul Valéry, incontestabilă faimă și glorie a umanității. Iar aici îl vedeți pe poetul Rainer Maria Rilke, aceeași faimă și glorie a aceleiași umanități. Genial, nemuritor, incomparabil, inegalabil. Mă, să facă o reverență în fața mea! Mania, sprijină-te de umărul meu. Dar de ce babele astea își fac reverențe între ele în loc să-mi facă mie? Cine își permite aici să glumească? Glumele sunt interzise! O clipă, sire, o clipă, vă rog să le iertați. Dar înainte de a se înclina înaintea dumneavoastră, trebuie să-și confirme printr-o reverență reciprocă propria lor măreție.
pe ipochimenul ăla cred că îl dor rinichii. Cum adică? Ăștia se salută între ei? Profunzimea și măreția acestor inegalabili poeți, datorită tocmai profunzimii și măreției lor, nu poate fi apreciată pe deplin decât de ei înșiși. Și cum ceilalți oameni sunt poeți mai mici decât ei, nu sunt în stare nici să-i judece, nici să-i aprecieze, nici să-i înțeleagă. De aceea, printr-o reverență reciprocă, își recunosc măreția pentru a o depune mai apoi la picioarele majestății voastre. Bun, 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 bun. Acum am în mine gloria acestor melancolici cântăreți din lăută. Continuați să pompați, pompați, pompați. Nebunul ăsta pletos cine e? Un pianist? Dar nebunele alea de acolo de ce se zbuciumă așa holbând ochii și trăgându-se de sânii căzuți? Actorii, virtuozii și cântăreții stârnesc în femei asemenea reacții. Bun, tocmai de asemenea idol de mâna a doua am nevoie. Poruncește ca prin reverența lui să pompeze în mine dumnezeire. Insula asta tot nu se trăiască prea mult, e ofticos. Are niște degete atât de fine. Dar unde e tatăl meu? Aduceți-l aici pe fostul meu tată dimpreună cu fosta mea mamă. Acum și începem. Hai, 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 hai. Mania, strânge mâna și eu o să ți-o strâng pe-a ta. Ce gol e în jurul meu. Am impresia de parcă n-ar fi nimeni. Sunt singur, numai cu tine. Te iubesc. Unde e tata? Imediat va fi aici. De ce nu vine tata? Va veni numai decât. Păi dacă va veni, să vină. Tată! Mamă! Oh, și tu, bețivule. În fața ăstora îngenuncheam nu de mult. Parcă aș mânca ceva. Și eu aș mânca ceva. Și eu la fel. Deocamdată nu e nimic de mâncare. Dacă nu e, nu e. Îți aduce aminte, Henric, când ne duceam în câmp cu Brișca? Uneori veneam și eu, când era vremea bună. Ei, da, ei, da, erau plimbări plăcute. Dar nu despre asta e vorba. Chiar deloc. Nu e momentul potrivit pentru taclare. Eu trebuie să-mi oficiez cununia. Oficiați-vă cununia. Vin de Burgundia. Vin de Burgundia. Vin de Burgundia. În sănătatea credincioșilor mei supuși. Trăiască regele. Șagalnice amintiri în noapte, iubiri părelnice în vie, plutesc ca în vis, iluzii moarte și un straniu cânt în taina die. Mâhniri și lacrimi de copilă în al nopților alean, acum uitate-s, învie iar vechea idilă. Pierdut un frate, l-am aflat. Destul, 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 opriți! Vin de Burgundia! Vin de Burgundia! Vin de Burgundia! Pieriți din fața mea! Trageți-vă în dărăți! Eu înaintez asupra voastră! Eu, persoana mea! Eu însumi! E un gol! Facă-se un gol! Sunt eu! Aici, chiar la mijloc! Iar acum atenție! Puneți aici un scaun! Un scaun gol! Pe care să așadă ea! Eu mă voi apropia și, știi ce, de pildă, o voi atinge, uite, cu acest deget. Și asta are să însemne că m-am însoțit cu ea și că ea a devenit soția mea legitimă, legală, credincioasă, pură. Și imaculată! Nu am nevoie de alte ceremonii! Și îndată ce am să o ating, voi să cădeți în genunchi și în genunchință înălțați gestul meu spre culmea celei mai sfinte sfințenii, spre slava ceremoniei cununiei! Puțin îmi pasă ce gândiți! Dar oare ce gândiți? Vă spuneți că... Ce părere ai? Nu gândesc nimic. Ba gândești, ba gândești.
Și voi toți, cu toții, gândiți. Ei gândesc. Gândesc cu toții. Da. Gândesc. Ah, Vlad, iată-te. Ce mai faci? Bine. Ce se aude? Nimic. Bine. Stăpânul e cam îngândurat. Da, e cam îngândurat, regele. Nu vreau să mai beau. Și nu voi mai bea. Poate vă închipuiți, vă gândiți, vă socotiți că eu domnesc doar pentru că ei, pentru că acești mișei sunt bogați și că n-aș putea să le țin piept de i-a relibera. Prin urmare, ordon să-i dezlegați pe cei încarcerați. Să se arunce asupra mea! Sire! Sire! Vlad, știi ce aștept de la tine? Dezlegați-i să se lămurească odată cine domnește aici. Ce bufonadă, ce artificialitate cumplită și oribilă. Parcă ar fi ieșit dintr-o pipniță. Încercați să mă spăimântați? De ce nu se năpustesc asupra mea? Nimic. 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 Zbirii la mine! Dacă se repede asupra mea, năpustiți-vă asupra lor. Dar de ce nu vă năpustiți? Nimic. 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 Nu mi-e rușine și nici nu vă compătimesc. Nici nu mi-e teamă. Nu, nu. Sunt nevoit doar să mă retrag în fața voastră de parcă m-aș teme și mi-ar fi rușine. Ce vor să mă facă să înțeleg? Nimic, nimic. Nimic. Oh, vine asupra mea. Ce vrei? Ce poftești? Porcule! Mă, porc porcesc de porcar, porcin, porcesc, porcăit. Râd porcesc, bețivule, tu! Porcule, porc porcesc. Târfa ta e o porcă! Gris, 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 gris! Tu ești porc, porc, porcule, porc, s-a porcule! Și mai porc, 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 porc! Încearcă să mă atingi! Am să te ating! Las că am să te ating, iar după aceea am să mă umflu, am să te dezumflu, să te străpung de să sfârâi, am să te scuip și am să te împroșc! Nu-i așa, domnișoară, mania? Vezi acest dești? Îl știi, nu? Zi, ce poftești? Eu nu mă tem. Concetățeni, eu mi sunt fără învățătură. Văd că aici se va oficia o cununie cu mult răboi. Dar eu întreb cum poate avea loc această... această nuntă, dacă mireasa e promisă altuia. Vedeți? Vedeți acest deget? Priviți, priviți la degetul meu. Uitați-vă numai la degetul meu. Uitați-vă la degetul meu care indică înspre cealaltă parte a sălii. În vine arâne! Priviți! Cum cu acest deget indic ceva ce se află colea în dărâtul acelor persoane. E un tinerel, uitați cum îl indic cu deștul meu. O cara regală va ieși la iveală imediat. Mă atinge! Îmi aduce atingere cu nerușinare! Regele încoronat, logodnic al înșelat, în lături vă dați îmi vedea pe acel ce s-a iubit cu ea! Vlad! Vlad? 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 E mort. S-a omorât. S-a omorât? A murit. S-a omorât. Un cadavru? De un cuțit străpuns? Fire ar să fie. De ce s-a omorât? La porunca mea. Regele! Regele! Dar o fi adevărat? Oare? Așterneți-i ceva sub cap. Regele! Regele! Cine ar fi crezut? E doar un vis, ba chiar deosebit de artificial. Și totuși el zace aici întins. Pe ea o văd acolo stând, eu sunt aici. Și deci acum pot în sfârșit să mă cunun. Regele! 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 Cine ar fi crezut? Cine ar fi crezut?
e doar un vis, ba chiar deosebit de artificial. Și totuși el zace aici, întins. Pe ea o văd acolo stând. Acum mă apropii și fac din ea, voi face din ea așa cum vreau, cum voi pofti. Cu ea mă voi cununa, cu toată măreția. Dar oare ce am vrut să spun? Am vrut să spun ceva și am uitat. Oare ce s-a întâmplat? Aha, mi se pare că nu va mai avea loc nici o cununie, pentru că nu mai arde mie. Iertare, Mania. Dracu, nu-l mai învie nimeni. A fi fost nebun. La început ziceam că e doar o glumă, dar după aceea mă uit și văd că zace. Nu mai e nimic de spus. A fost, s-a dus. Prea bine știu că nu-i nimic adevărat. Și totuși, doamnelor și domnilor, îngenunchiați și capetele plecați, în loc de nuntă e înmormântare. O înmormântare. Dacă e înmormântare, e înmormântare. Puneți-l aici. Rămâi lângă el, Mania. Acest cadavru este lucrarea mea, dar e o lucrare de neînțeles, nulă, urtă, obscură, mai puternică decât mine și probabil nici măcar nu e a mea. Iar acum formați convoiul funebru. E un marș funebru. E un marș funebru. Nu, de nimic nu răspund. Nici propriile cuvinte nu le înțeleg, nici faptele în proprii nu le stăpânesc. Nimic, nimic nu știu și nu pricep. Iar cel ce spune că el înțelege, minte! Voi nu știți nimic! La fel ca mine, unindu-ne, neîncetat, alcătuind tot forme noi care țâșnesc de jos în sus și răspândesc un straniu fum, o neînțeleasă melodie, un dans nebun, un marș obscur și o biserică pământească și umană, al cărei preot sunt. Al cărei preot sunt. Henric! Sunt nevinovat. Fac cunoscut că sunt nevinovat. Ca un prunc. Nu am comis nimic. Nu știu nimic. Aici nimeni nu răspunde de nimic. Răspundere în genere nu există. Dar dacă un cadavru s-a găsit, atunci înmormântare să fie.